Dragii mei prieteni, vă zic că bună seara tuturor celor prezenți. În această oră am posibilitatea să salut pe toată lumea cu pacea Domnului Hristos și sabat binecuvântat pentru aceia care îi înțeleg menirea. În această seară aș dori să abordez un subiect care se cheamă infailibilitatea medicală, cu ghilimele de rigoare, origini și destinație. Dragii mei prieteni, încep această prezentare sau acest mesaj, dacă vreți, cu o întâmplare destul de jenantă din lumea științei medicale. Recent unul dintre cei mai televizați doctorii din Statele Unite, Dr. Oz, medicul de la televizor, cum mi se mai spune, îndrăgit de mai toți americanii pentru felul lui de a fi super promotor al dietei, sănătoase, a exercițiului fizic, evident vital pentru trup și minte, a prezentat un produs alternativ medicamentului tradițional oferit pacienților care suferă de diabet. Se pretinde în mai toate cercurile de dezbatere ale științei medicale de aici, din Statele Unite, că acest produs ar ajuta la un procent destul de majoritar de diabetici, peste 260.000 de diabetici care suferă de această boală și că acest produs ar dărâma cam toate miturile cu privire la medicația și dependența pe viața a bonlavului de medicamente specifice care au tendința să trateze efectele și nu cauza bolii. Dacă toate acestea sunt adevărate sau nu, dacă medicamentul sau, mă rog, această nou, nouă versiune de supliment sau ce este, funcționează sau nu, asta nu pot să știu. Cert este că dacă societatea celor bolnavi de diabet se va reorienta sau redirecționa de la medicamentele tradiționale prescrise de industria farmaceutică la noul medicament, miracol în ghilimele. Impactul financiar va fi considerabil asupra concernelor farmace farmaceutice tradiționale. Și, cum nu e nimic nou sub soare, evident ce a fost va mai fi, spunea Solomon, acestea fiind zise, se înțelege de la sine că Big Pharma nu a stat cu mâinile în sân și a reacționat vehement, adresându-i epitete de tot felul, care nu se justifică mai ales atunci când vin din partea unei societăți super educate, care mustește de atâta infalibilitate intelectuală în domeniul medical. Așa că industria farmaceutică a amenințat pe doctorul Rebel că vine cu un produs care nu produce efectul promis, etc. și câte alte acuzări. La rândul lui, i-a amenințat că îi va da în judecată pe acești cale unioși undeva în regie, într-o ambianță super protocolară, în timpul unei dezbateri pe tema aceasta, Dr. Oz explica de ce medicamentul lui funcționează și de ce medicamentul lui nu tratează numai efectul, ci tratează și cauza. În lipsa argumentelor, undeva cumva blocați și fonați de luciditatea și claritatea abordării, cei de la Firma cu șarpele încolocit pe băț, s-au hotărât să schimbe tactica de abordare, și, ca urmare, dragii mei prieteni, doctor Oz s-a trezit că i-a sărit un pumn în față. Totul a fost televizat. Circul intelectual a celor cu bani a fost filmat. Băieții de la vindecări s-au apucat de lupte greco-romane cu doctorul Oz. După aceea, cu un ochi vânăt, a ieșit de la dezbatere și s-a dus la televiziune pentru a explica fenomenul. Doctorul Oz se pare că a fost pe bune cu băieții de la butoanele sistemului, atâta vreme cât nu a răvnit și el la osul cel mare dedicat celor, celor cu șarpele atârnat în vârf de băți Din moment ce a călcat pe Beck, se pare că a căzut din har în disgrația haitei. Fox, CNN, CBC News, tot ce este oficial, opra Marea Vedetă, spune că da, domnule, am luat și noi chestiile alea naturale combinate, ce au fi fost ele, și merge. O groază de martori au ieșit la televiziune în apărarea doctorului rebel, care spunea că, da, confirmau martorii, da, domnule, mi s-a dat jos glicemia cu tare, nu mai am diabet, da, frumos. Produsul Cicar ar fi dispărut din farmacii fiind cumpărat de cei cu probleme de diabet în circa 15 minute. Nu l-am văzut, nu știu, nici măcar nu știu numele. Cert este că scandalul este de notorietate în Statele Unite. La Fox, moderatorul, binecunoscutul moder, bine moderator Hannity, pune o întrebare de bun simț doctorului cu ochiul umflat și negru, dar înainte de aceasta a făcut un preambul la emisiune. Și ce spunea uh, moderatorul Hannity la uh, Fox Channel? A fost un atentat la viața doctorului Oz în direct doctorul dă în judecată companiile farmaceutice pentru un remediu ieftin împotriva diabetului. A venit să vorbească despre un nou remediu inovator care poate vindeca diabetul în trei zile și cine este împotriva acestui progres medical și de ce. Dar ce răspunde doctorul Oz? Desigur, mafia farmaceutică este împotriva acestei descoperiri medicale, deoarece va pierde o sumă uriașă de bani în și un monopol asupra producției de medicamente care nu vindecă, ci doar elimină simptomele. Declarația asta o face un doctor, nu un amărăștean ca mine. Sper că cei care ascultă să nu sară repede pe geam sau să sară masa și să-l numească și pe doctorul ăsta prost și că vorbește necunoștință de cauză. Deci această experiență pe care am împărtășit-o cu dumneavoastră la debutul acestui subiect arată clar că și în lumea medicală nu există infailibilitate în lumea medicală a celor îmbrăcați în albul inocenței, ca și în lumea preoțească a celor care îmbracă negrul funerar, există derapaje de la infailibilitatea intelectuală și acest scenariu demască de, de lapidările morale și comportamentale chiar anticivice ale urmașilor lui Socrate, nu? Dragii mei prieteni, toate profesiile sunt nobile dacă omul își păstrează integritatea morală. Dar în momentul în care mintea este momită de interese personale, atunci se produce un shift sau un schimb de priorități. Politica înainte de interesele oamenilor. Moral ar fi să fie oamenii înainte de politică. În Statele Unite există chiar o vorbă care scrie people before politics, oamenii înainte de politică. Oamenii să aibă prioritate înainte de politică. Undeva Într-o declarație în New York, Carol Dichel, în noiembrie 1, 1993, spunea: Dacă nu punem libertatea medicală în Constituție, va veni vremea când medicina va organiza o dictatură sub acoperire. A Ar restricționa arta vindecării la o singură clasă de oameni și a nega privilegiile egale altora va constitui Bastilia științei medicale. Carol Dichel, New York, în noiembrie 1, 1993. Nu știu de unde a preluat citatul sau, mă rog, sursa de informație, dar morala se pare că este foarte bună. La data aceea se credea că omul are bate câmpii, un rebel nonconformist, dar iată-ne, acum în fața faptului împlinit în noiembrie 22, 2023. Deci tot într-o lună de noiembrie, numai că nu este 1 noiembrie 1993, ci este 22 noiembrie 2023. Ce spune Armstrong Economics despre această lege 213. Guvernul are acum autoritatea legală de a-l scoate pe rezident din casa lui, de a-l forța în tabere de carantină. Nu există nicio restricție de vârstă. Copiii vor putea fi luați de acasă fără acordul părinților. Nu trebuie să se avertizeze sau nu trebuie să fie înștiințați cetățenii înainte sau când vine inspecția sau care este durata de timp pe care aceștia trebuie să o petreacă în carantină. Vi se va cere să respectați toate măsurile impuse de stat inclusiv acea măsură de a lua medicamente împotriva voinței dumneavoastră. Nu există un proces echitabil, nicio audiere în instanță și niciun stat de drept, deoarece guvernul poate acum răpi, zic eu un termen golănesc, te poate sălta sau poate sălta cetățenii de acasă în numele sănătății publice. Dacă vorbeam de 1973, în timpul comunismului România, când venea Duba Neagră la ora 3 noaptea să te ia, mai înțelegeam. Dar iată că a venit Duba Neagră în Statele Unite, țara tuturor libertăților. Se pare că politicul a pus stăpânire pe această ramură a științei medicale prieteni pentru a -o folosi-o ca un panaceu politic pentru persecutare și eliminarea din societate care suspectează bunele intenții a celor de sus. Recent am auzit o audiere a fostei CEO, mă rog, șefa de la Twitter, dacă vreți, după ce a fost cumpărat de Elon Musk, mă rog, se zice că ar fi salvatorul libertății de exprimare. Și, bineînțeles, cu cocoană de congres, reprezentantul Nancy Mace, a criticat-o pe fosta oficială de top pe Twitter, Vigiaia Gade, pentru că a coordonat cenzura campaniei cu privire la perspectivele medicale alternative în timpul pandemiei. Și doamna care, mă rog, o investiga, spune, nu ești doctor, doamnă, nu? A întrebat Mace. Doamna Gade spune, nu, nu sunt. A răspuns Gade. Ce te face să crezi că tu sau oricine altcineva de la Twitter aveți expertiza medicală pentru a cenzura datele CDC reale și exacte. Voi ați cenzurat, spunea doamna, doctori educați la Harvard, doctori educați la Stanford, medici care sunt educați în cele mai bune locuri din lume și ați redus vocile acelea la tăcere, a spus doamna Mace, făcând referire la Cearaia. La începutul lunii decembrie, Barry Weiss a lansat două, a doua tranșă a filmului The Twitter Files, dezvăluind faptul că gigantul rețelelor sociale a creat liste negre, secrete, care suprimau sau aveau tendința de a suprema prezența utilizatorilor considerați problematici. Deci, iată că cenzura intelectuală în lumea medicală scoate la iveală, sau dacă veți, trădează fisuri de etică. Dezbaterile au fost interzise și medicii cu viziune diferită de cea a narativului impus de politic trebuiau să fie neutralizați uh, complet. Șeful departamentului de muncă forțată, prieteni, în ancheta de la Nuremberg, explica cum omora pe oamenii din lagăr. Dacă la muncă consumau între 2500 până la 3000 de calorii și noi le dădeam mâncare care alimenta corpul cu 1200 de calorii, așa că noi știam sigur că aceștia vor pierde din greutate până când vor ajunge ca și scheletele din imagine. Fabrica morții a fost o carte scrisă în vremuri serioase și agitată de comuniști, bineînțeles cu un interes, care de fapt au făcut până la urmă la fel cu deținuții de la Poarta Albă și de la, mă rog, canalul Dunăre Marea Neagră și cine știe alte forme de, mă rog, în alte zone de muncă forțată. Deci a fost o mișcare în care știința, prieteni, oferise o soluție de exterminare pentru cei care credeau că munca te face liber, așa cum era scris la intrarea porții de la Auschwitz. Oamenii care pretindeau atul moralității, superioritate intelectuală până la gradul de dogmă și infailibilitate, au fost cei care au grăbit pasul Marelui Reich, de care Hitler era foarte bucuros. Charles Lindenberg, dacă știința nu este controlată de către o putere morală mai înaltă, aceasta va deveni în cele din urmă anticristul profetizat de la începuturile creștinismului. Timp de secole știința de excomunicare a Romei provocase teroare asupra monarhilor puternici, umpluse imperii puternice cu un vai și pustire. Cei asupra cărora a căzut condamnarea ei erau priviți de majoritatea oamenilor cu groază și teroare, erau ostracizați și li s-a interzis orice formă de comunicare sau relație cu seminilor și tratați ca haiduci care trebuie vânați până la exterminare. Și în aceeași, același autor spune, cu toate acestea, mandatul de excomunicare al Romei nu a fost lipsit de efect. Aici vorbește circumstanțial de conflictul între marele preot catolic, fost preot catolic Martin Luther și instituția pe care el o reprezentase cândva. Închisoarea, tortura și sabia erau arme puternice pentru a impune ascultarea. Cei slabi și superstițioși tremurau în fața decretului papal. Și deși exista simpatie generală pentru Luther, Totuși, mulți au simțit că viața este prea dragă pentru a fi riscată și sacrificată pentru cauza reformei. Totul părea să indice că lucrarea reformatorului era pe cale să se încheie. Dragii mei prieteni, simpatia nu e suficientă dacă în momente de crize noi nu luăm o atitudine pentru Dumnezeu, chiar cu riscul vieții noastre. Oameni din lumea medicală, doctori, asistente, oameni de știință, oameni care lucrează în cercetare, care au un suflet de aur și care iubesc pe Dumnezeu, iubesc pe semenii lor și doresc într-adevăr să facă parte din soluție și nu parte din problemă. Din nefericire, nu toată lumea e la fel. Oamenii pot să caute să-și întărească forțele, încheiând alianțe, formând, după părerea lor, societăți puternice, pentru ca să ducă la îndeplinire planurile pe care le-au făcut. Ei, acești oameni, mă rog, înțelepți ai lumii, ei își pot înălța sufletele în mândrie și încredere de sine, dar cel atotputernic în sfat nu este parte din acest plan al lor. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să îl apărați, spunea Iov în capitolul 13, versetul 7. Priefenii banii își vor pierde în curând valoarea foarte brusc, că realitatea scenelor cerești se deschide înaintea simțurilor omului. Am aici un document foarte interesant cu privire la entitatea sau instituția care se declară guru a toată știința de pe planetă, World Health Organization, unde ni se spune exact ce anticipa autorul L.G. White cu 130 de ani în urmă, Dorim să facem un acord internațional pentru prevenirea pandemiilor și pregătirea pentru a le întâmpina. O convenție, un tratat, ori alt instrument internațional care va fi în vigoare sub legile internaționale. Un acord sub protecția Constituției Organizației Mondiale a Sănătății. Oamenii pot să caute să-și întrească forțele încheiind alianțe, formând după părerea lor societăți puternice pentru ca să aducă la împlinire planurile pe care le-au făcut. Ei își pot înălța sufletele mândrie și încredere de sine, dar cel puternic în sfat nu este parte din acest plan al lor. Deci care este planul lor, prieteni? un acord internațional, o convenție, un tratat, oral alt instrument internațional care va fi în vigoare sub legi internaționale. Un acord sub protecția, atenție, nu a Constituției României, nu a Constituției Statelor Unite, nu a Constituției niciunei țări europene, ci sub protecția Constituției Organizației Mondiale a Sănătății, care depășește în autoritate toate Constituțiile statelor independente și libere de pe planeta Pământ. Prieteni, eu cred că ăsta este un semnal de alarmă. Vor mai veni și alte pandemii și alte urgențe majore de sănătate. Întrebarea nu este dacă, ci când. Împreună, ca societate globală, nu zic eu, trebuie să fim mai bine pregătiți pentru a prezice, preveni, a detecta, a evalua și a răspunde eficient pandemiilor într-un mod foarte coordonat. În acest scop, credem că națiunile ar trebui să lucreze împreună, pentru un nou tratat. Oamenii pot să caute să întărească forțele în în alianțe, formând după părerea lor societăți puternice, pentru ca să aducă îndeplinire planurile pe care le au făcut. Ei își pot înălța sufletul în mândrie și încredere de sine, dar cel tot puternic în sfat nu este parte din acest plan al lor. Evangelizarea sau evangelism pagina 62, versiunea engleză. Am citit acest text de trei ori în această prezentare, fraților, și prietenii mei, pentru a evidenția faptul că înainte ca oamenii ăștia să se fie născut, cei care astăzi sunt, mă rog, protagoniști, sunt conducătorii, sunt instrumente ale acestei instituții numite World Health Organization, Organizația Mondială a Sănătății, înainte ca acești oameni care vorbesc astăzi despre unire și alianțe, înainte ca ei să se nască, Dumnezeu a pus sau a influențat scriitori de calitate ca să anticipe tot ce fac ăștia astăzi. Charles Lindbergh spunea, dacă știința nu este controlată de o putere morală mai înaltă, aceasta va deveni în cele din urmă anticristul profetizat la începuturile creștinismului. W. Edwards Deming spunea, un sistem rău va bate oricând o persoană bună. Așa că, prieteni, sunt ferm convins că lucrurile se accelerează spre sfârșit. Domnul nostru, minunatul nostru, Mântuitor Iisus Hristos vine în curând și banii își vor pierde în curând valoarea foarte brusc în realitatea scenelor cerești se deschide înaintea simțurilor omului. Dragii mei prieteni, cred că vehicularea acestei noțiuni că banii lichizi trebuie scoși din market a devenit de notorietate cam peste tot, și în Europa și în Statele Unite. Cred, dragii mei prieteni, că nu avem nimic de făcut decât să ne reorientăm viața noastră către Dumnezeu și către dragostea Sa. În căutarea unui nou dușman care să ne unească, ne-a venit ideea cu poluarea, amenințarea încălzirii globale, lipsa apei, foametea și potrivirea proiectelor de lege după ele. E foarte trist că societatea în care trăim astăzi, aveți aici imaginea Freedom Pavilion, este, zic eu, o sugestie. La gândire, o invitație la introspecție, Germany yesterday, Germany tomorrow, Germania de ieri și de Germania de astăzi sau nazismul de ieri, nazismul de astăzi. Dragii mei prieteni, o poză care vorbește mai mult decât o mie de cuvinte. Dogma de ieri și știința de astăzi. Așa că bunul tată cere să ne ajute să ne întoarcem înapoi la Biblie, mare respect pentru Dumitru Constantin Dulcan care declara într-un podcast, într-un interviu, spunea că dintr-o dată am înțeles că nici știința nu este infailibilă. Și explica omul de ce. Păi da, dragii mei prieteni, știința ne învață să mâncăm gândaci. Dacă China mănâncă carcalaci și gândaci, de ce să nu mâncăm și noi? Avem de a face cu declarația că vorbea ca un balaur, să știți că Statele Unite devine din ce în ce mai mult o chină a lumii moderne. Emigranți care vin din China, dragii mei prieteni, nu prea arată ca au bagajele prăfuite uh, de mersul prin deșert, pe jos. Se pare că au venit cu ceva, sunt trimiști de cineva, dar uimitor este că pe la granița de sud a Statelor Unite nu intră nu numai latino-americani, ci o groază de oameni din societatea chineză. Deci, dragii mei prieteni, iată-ne la final. Trăim ultimile clipe de prăbușire a ultimului bastion de libertate pe care îl iubim cu toții, Statele Unite ale Americii. Nu doresc să închei pe o notă discordantă uh, sau într-un mod morbid, pentru că știu foarte clar, dragii mei prieteni, pe ce ne concentrăm, aceea devine realitatea noastră. Dacă ne concentrăm asupra problemelor, atunci problemele vor deveni realitatea noastră uh, de moment eu sunt convins că avem datoria să identificăm problemele și iar noi să facem parte din soluție. Când ne concentrăm asupra Domnului Hristos însă, El devine siguranța noastră, speranța și siguranța noastră, El devine soluția noastră. Pe măsură ce ne concentrăm asupra Domnului Hristos, El devine și realitatea noastră și atunci nu ne mai temem de nimeni și de nimic și nu ne vom lăsa să fim clătinați. Domnul Hristos are suficient de multă putere în arsenalul Universului ca să întărească pe cei care gândesc de la cauză la efect și vor ca să se ghideze după unicul reper moral care a mai rămas nealterat în această lume, și anume Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea lui Dumnezeu, Biblia și Sfânta Scriptură. Bunul Tată Cere să ne binecuvânteze! să ne dea putere în această seară să înțelegem că nici știința nu este infailibilă, nici dogma sau religia nu este infailibilă, nici o biserică, nici o entitate, nici o instituție religioasă, nici o instituție laică, nici o instituție științifică sau medicală nu poate pretinde infailibilitatea. Toți suntem o apă și un pământ prieteni, și toți putem să avem derapaje spirituale, intelectuale, de orice culoare, și să scoatem la iveală fisurile sau crăpăturile uh, lipsite de etică morală din caracterul nostru. Așa că îi mulțumim Tatălui Ceres pentru că a lăsat în Ieremia, capitolul 17, declarațiile care au făcut, uh, cum să zic, vâlvă în lumea credincioșilor. Blestemat este omul care se încrede om, a cărui inimă este nespus de înșelătoare și de rea. Sunt convins că noi schimbăm starea emoțională foarte des și pentru acest lucru un om, indiferent cum ar fi îmbrăcat, câți bani ar avea în buzunar sau câte cărți a citit, noi oamenii suntem tentați să schimbăm starea noastră emoțională în fiecare zi și de aceea luăm pe, prin surprindere Chiar pe aceia care pretindeau până mai ieri că ne cunosc foarte bine. Ne trebuie o viață și încă nu ne ajunge timpul ca să ne cunoaștem unii pe alții. De aceea, dragii mei prieteni, sunt ferm convins că inima este nespus de înșelătoare și deznădăștuit de rea. Nimeni nu are infailibilitatea pe pământ, numai cuvântul lui Dumnezeu. Așa că apelez în această seară la inima dumneavoastră ca să putem să facem o rugăciune. Iubitul nostru, Tată din Ceruri, îți mulțumim pentru aceste frânturi și aceste clipe de aur pe care le-am folosit în a analiza viața noastră personală, viața celor din jur, viața în mâinile cărora noi ne predăm destinul nostru, mă rog, pământesc. Iubită Tată, ne rugăm pentru toate cadrele medicale, cu conștiință sau fără conștiință. Ne rugăm pentru toți cei care te iubesc și te respectă și ne rugăm și pentru cei care nu te iubesc și nu te respectă. Ne rugăm pentru marii bărbați din lumea politică care mai au conștiință și coloană vertebrală, ajută-i Doamne, păzește-i, ucrotește-i pe ei și familiile lor. Și fă ca atunci când vor fi eliminați din sistem să aibă curajul și demnitatea să ia poziție alături de rămășița poporului tău în vremurile strâmtorării, în vremurile persecuției. În numele Domnului Hristos ne rugăm pentru buni și răi, ne rugăm pentru dușmanii noștri și ne rugăm pentru noi. Doamne, descoperă nouă, revelează nouă adevăratele noastre stângăcii, adevăratele noastre limite și ajută-ne să înțelegem că strigând către tine este singura șansă de schimbarea caracterului nostru. În numele minunat al Domnului Hristos, Tată. Te-am rugat pentru noi și pentru cei deznătășluiți din spatele camelor de lua vederi. Te rugăm frumos să ne dăruiești o noapte plină de binecuvântare, de odihnă, de reflexie și să ne ajut să ne vedem mai răi decât nevoi cei din jurul nostru. Îți mulțumim că ne-ai dăruit înțelepciunea de a distinge între reputația care este opinia oamenilor despre noi și caracterul care este percepția ta corectă despre ceea ce suntem noi. Ajută-ne să ne pese de caracter și să lăsăm reputația pe umerii tăi, căci tu poți să ai grijă de numele bun a celor care te iubesc. În numele lui Isus. Amin.